Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Marți pe 11 decembrie are loc o cursă specială aeriană. Moș Crăciun va ateriza pe aeroportul internațional Iași cu o cursă, așa cum spuneam, atipică. Va ateriza cu o aeronavă care este colată cu regele Ferdinand și în acest fel va fi inaugurat, reinaugurat terminalul, primul terminal al aeroportului internațional Iași, care a fost închis în ultimii, pentru zboruri, în ultimii 3 ani și ceva. Discutăm împreună cu directorul aeroportului internațional Iași, domnul Cătălin Bulgariu. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iași. Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Salut telespectatorii dumneavoastră. O surpriză, curs, practic o cursă Laponia-Iași și retur. Da, e o surpriză împreună cu compania Blue Air, căreia public îi mulțumesc pentru că a acceptat acest lucru. Redeschidem T1. Nu este un terminal nou, nu este o investiție nouă, ci pur și simplu suntem obligați, datorită creșterii traficului, să oferim condiții pasagerilor. Și pentru că suntem în an centenar, împreună cu Blue Air am gândit această cursă omagială, această aeronavă cu semnele regelui Ferdinand, să vină la Iași special pentru acest moment. Va fi un moment frumos în care invit pe toți ieșenii, pentru că nu va fi doar o aterizare și o decolare a unui avion, ci va fi flancat de iacări acrobați care vor veni și vor face un mini show aviatic pe aeroportul din Iași și toți cei care sunt doritori de astfel de show-uri sunt bineveniți la acest eveniment. Lucrurile sunt într-o oarecare măsură în acest an centenar prinse un pic mai mult, adică această aeronavă cu semnele Ferdinand vine flancată de acești iacări acrobați care vin cu avioane IAC-52. De ce vin cu aceste avioane IAC? Pentru că la Palatul Culturii, tot pe 11 decembrie, numai că ceva mai dimineața la ora 12, vom dezveli IAC-17, primul avion din această promoție pe care l-a avut România. Deci este un IAC-17 din 1946. Imediat după al doilea război mondial. El a fost recondiționat de către Aerostar și a fost expus la Palatul Culturii și facem această inaugurare și a acestui exponat al Muzeului Tehnicii din Palatul Culturii. Deci vedeți dumneavoastră, peste timp, la 100 de ani, Aerostar, firmă cu capital 100% românesc în mentenanța avioane. Blue Air, singura companie privată cu capital românesc din România, și Palatul Culturii, respectiv aeroportul, și-au dat mâna peste timp ca să omagiem aceste lucruri deosebite. Bineînțeles, vine din Laponia cursa, îl aduce pe Moș Crăciun și din acest punct de vedere vor fi prezenți și copiii de la Centrul de Excelență Bucium, pe care Direcția pentru Protecția Copilului îi va aduce acolo. Sunt niște copii deosebiți și care, bineînțeles, vor primi daruri de la Moș Crăciun. Deci, centenar, Crăciun, spectacol, și bineînțeles Moș Crăciun, spectacol, dar și treabă, pentru că aeroportul trebuie să ofere condiții mai bune. Toată lumea spune că e mizerie, că nu reușim să facem curat, nu reușim să amenajăm o sală mai mare pentru traficul pe care l-are Iașul. La acest moment nu avem altă posibilitate decât de a folosi toate capacitățile pe care aeroportul le are. Și această capacitate neutilizată în ultimii 3 ani o repunem astăzi în folosință, tocmai pentru a putea prelua creșterea de trafic pe care o are. Pentru comparație, ca să înțeleagă oamenii foarte bine ce înseamnă acest lucru, gândiți-vă că în luna august, în luna de vârf a aeroportului, s-au înregistrat peste 142.000 de pasageri. Vorbim despre creșterea numărului de pasageri. Creștere foarte mare. Iar în acest an vom fi undeva spre 160.000 de pasageri în luna august. Din acești 160.000, aproximativ 125-130.000 vor fi în T3. Astăzi, la finalul lunii noiembrie, am avut aproape 101.000 pasageri, din care 75.000 pe T3. Deci, cei 75.000 de pasageri astăzi care trec prin T3 sunt în condiții relativ normale. Dar în momentul în care această cifră se dublează în perioada de vară,
este foarte este mare aglomerație și este foarte greu de asigurat toate condițiile pe care le merită pasagerii. Și de aceea, toată această diferență de trafic trebuie să o preluăm în acest terminal T1. De aceea, el va fi deschis doar pentru traficul internațional, așa cum este autorizat terminalul T1, astfel încât tot ce înseamnă creșterile de trafic, care înseamnă creșteri de volum pe aceeași aeronavă, creșteri de frecvență ale acelorași companii aeriene spre aceleași destinații, dar și curse noi care vor fi la Iași, ca să nu mai vorbim de cursele charter pentru vacanțele din Egipt, Grecia, Spania și Turcia. Deci, va fi o activitate din ce în ce mai mare pe terminalul T1 pentru perioada imediat următoare, până când noi vom realiza într-adevăr proiectul mare de dezvoltare. Și terminalul T1 a fost funcțional pentru călătorii până în 2015, da. Inclusiv. De atunci s-a transformat într-o clădire cu administrativă, da. A aeroportului, a instituției. Iar acum, din datorită, nu din cauza creșterii numărului de pasageri, practic preia din nou o parte din atribuție, din... așa cum o făcea care până sunt caracteristicile de capacitate ale terminalului? Deci, terminalul T1 are 200 de locuri capacitate și va putea realiza îmbarcarea pentru maxim două aeronave în același timp. Deci sunt 4 check-in-uri, este o poartă de securitate și 2 porți de îmbarcare. Deci vor putea fi operate 2 avioane în același moment. Adică, în T3, în vară când am preluat mandatul, erau 2 porți de îmbarcare și acum sunt 3. Iar din această iarnă vor fi 3 în T3 și încă 2 în T1, deci vor putea fi operate 5 aeronave în același interval de timp. În ora de vârf, care noi avem 3 momente în zile în care avem ora de vârf, avem 7 sau 8 aeronave la decolare zilnic. De aceea, pentru a putea face față cu acest lucru, terminalul T2 rămâne pentru curse interne și el va deservi cursele de București, Cluj și Timișoara, dar pentru cursele externe, o parte dintre ele vor trece pe T1. Da. La momentul ăsta sunt stabilite cursele, vom anunța exact orarul fiecărei curse care intră pe T1. Pe de altă parte, acolo sălile nu sunt foarte încăpătoare. Dacă sălile sunt suficient de încăpătoare pentru 200 de persoane, adică 200 de locuri pe scaun. Asta înseamnă că maximul a ceea ce avem noi la Iași cu avioane de 240 de locuri, asta ar însemna 480 de locuri dacă avem 2 avioane de același tip. Dar, pentru că marea majoritate a aeronavelor care le operează pe Iași sunt de 178 de locuri, gândiți-vă că 2 avioane de 178 de locuri ar însemna 150 de pasageri maxim. Deci, la 300 de pasageri în medie cât este la noi, ar fi condiții mai bune în T1 decât în T3, pentru că ar fi mai mult loc. Pentru că în T1 sunt 320 de locuri capacitate de procesare, iar în fiecare dimineață avem peste 1000 de pasageri. Deci, 3 pe 1 față de 1 virgulă pe un loc. De aceea spuneam, bun, mai este un lucru. De-abia în august am reușit să pun acea cabină pentru fumători, la sfârșitul lunii august. E mică. Așa e prinsă în proiect. Eu nu sunt fumător, dar îi văd pe cei care fumează și cum stau la rând în acel lucru. În T1 sunt 2 terase. 2 terase generoase în care oamenii pot ieși la o țigară liniștit fără alte lucruri. Chiar încercăm și am prins în bugetul pe anul viitor ca să le amenajăm cât mai frumos, astfel încât condițiile de pe terasă, mai ales că vorbim de vară, mai ales că vom vorbi de curse charter pentru destinații turistice, oamenii deja să intre în atmosfera de turism, de concediu încă de la Iași. Acum se gândesc poate la concediul de iarnă deocamdată. E același lucru și dacă merg la Revelion sau de Crăciun, bineînțeles, trebuie să intre în aceeași atmosferă. Ce vreau să vă întreb este despre frecvența. Cum va fi cel puțin în prima perioadă? Cum vedeți creșterea frecvenței numărului de aeronave care pleacă, vin la T1? Ca să pornim de la general și să venim spre particular. Gândiți-vă că pe extern, în lunile de vară, au fost aproximativ 800 de curse pe lună pe T3. În această iarnă, acum, în luna noiembrie, au fost exact 599. Da? Deci frecvența crește cu
200 de deci în perioada caldă a anului, în perioada caldă dimensiunea acestei este mult mai mare. De aceea noi am pornit din iarnă, astfel încât este o cerință pe care au făcut-o firmele de handling, pentru ca ei să poată vedea termenele în care pot opera aceste aeronave de PT1, astfel încât să nu creeze întârzieri la aeronave ulterior. Deci se pornește în prima fază cu o singură aeronavă timp de 3 zile pe săptămână, luni, marți și duminică, urmând ca după anul nou această frecvență să intre și pentru celelalte aeronave, astfel încât să crească numărul de frecvențe, iar din martie, din când apare asta, vor fi anunțați deja pe bilet că funcționează pe PT1. Deci cursele și frecvența lor vor fi trecute de PT3 și PT1 în funcție de posibilitățile lor de operare. Adică noi încercăm să ajutăm companiile aeriene și oferindu-le condiții. Asta nu înseamnă că ar trebui ca firma de handling să dubleze numărul de angajați, pentru că le împart în două activități. De aceea vom lua anumite activități din T3 PT1, astfel încât ei, așa cum operau PT3, vor opera PT1. Nu fragmentăm lucrurile astfel încât doar să existăm, doar să arătăm că am mai bifat un obiectiv. Nu este un obiectiv de investiții acest T1, ci este doar răspunsul nostru la o necesitate a momentului. Bineînțeles, în momentul în care, chiar înainte de a vorbi de dezvoltare sau de a aduce subiectul, spuneați că a fost administrativ. Și acum este administrativ. Și acum este, exact. Deci, deși suntem ca număr de persoane încă subdimensionat față de nevoile pe care le avem, și asta vom merge săptămâna viitoare în Consiliul Județean cu o organigramă nouă un pic mărită, dar s-au făcut spații de birouri în cadrul aeroportului, astfel încât toată zona care privește traficul de persoane, traficul de pasageri, să fie funcțional. Pentru că vorbim despre modalitatea de răspuns a dumneavoastră pentru confortul pasagerilor, lărgirea, să spunem, capacității prin deschiderea terminalului 1, și ați amintit despre creșterea numărului de pasageri. Vă invit să procesați de aeroport, care trec prin aeroportul internațional Iași anual. Vă invit să mai insistăm puțin, să vorbim puțin despre aceste cifre, pentru că în acest an un lucru cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă, se atinge un nou record în privința aceasta, cu numărul tot mai mare de pasageri. Anul acesta ajungeți aproape la 1.300.000 de pasageri. 1.300.000, da. Probabil nu vom ajunge exact la 1.300.000, vom fi undeva în spre 1.280.000, ceva de genul acesta. Și asta înseamnă deja creștere... avem un trafic peste Timișoara. Deci din luna iulie încoace, din august, avem un trafic peste Timișoara, dar la finalul anului ei vor fi încă peste noi cu ceea ce au adunat în prima parte, dar tendința și faptul că suntem în fiecare lună cu un volum de trafic peste ei, probabil anul viitor vom fi pe locul 3 în țară după Otopeni și Cluj. Cam care este? Descrieți-ne, vă rog, puțin cum evoluează, pentru că, de exemplu, în noiembrie, înțeleg că oricum au fost mai mulți pasageri decât în noiembrie anul trecut, asta pe de o parte. Peste 15.000, cu aproape 16.000. Dar sunt și comparațiile luni de iarnă sau toamnă și luni de vară, când așa absolut cum am crește. Cele mai mici prezență. Cele mai mici valori ale traficului sunt în lunile de iarnă, pe orarul de iarnă din noiembrie până în februarie. Cea mai mică în anul 2018 a fost februarie, care a avut 78.000 de pasageri, comparativ cu februarie 2017, care a avut 57.000 de pasageri, iar acum probabil vom fi undeva tot în jurul la 100.000 de pasageri. Deci nu vom mai avea, cred, în anul viitor sub 100.000 de pasageri. 99-98.000 va fi nivelul cel mai de jos. Bun, aici în cazul în care vremea este în regulă și nu avem probleme foarte mari din acest punct de vedere. Dar la aeroportul Leșian, el a fost gândit pe etape mici, pe pași mici, s-au făcut pași mărunți. Deci T1, apoi s-a făcut T2, imediat a fost înghițit de traficul de pasageri și s-a făcut T3, care se spunea că va dura 5 ani de zile, și în 2 ani de zile am ajuns la peste 1.000.000 de pasageri, iar acum avem 8 avioane parcate la platformă,
pe cele 9 locuri, dar sunt 3 locuri pentru aeronave de categorie B, mici. În momentul în care avem cele 8, e plină platforma, nu mai putem pune alt avion la platformă jos. Deci, am ajuns la capacitatea maximă pe care o are astăzi aeroportul. Și din punct de vedere al platformei, și din punctul de vedere al terminalelor. Ce înseamnă creștere? Înseamnă în primul și în primul rând în creșterea de volum. Faptul că toate companiile aeriene au venit cu avioane din ce în ce mai mari. Dacă vedeți dumneavoastră ATR-urile cele mici pe care le folosește Taromu, le folosește doar pentru cursele interne pe Cluj și Timișoara și care în marea lor majoritate nu găsim bilet. Da? Nu au alte aeronave ceva mai mari care să putem să facem acest trafic pentru la nevoile care sunt. Celelalte, de exemplu, pentru luna noiembrie, în 2017, gradul de încărcare general la aeroport pe o aeronavă era 112,5 persoane. Acum, în 2018, pe noiembrie, sunt 125,7. Deci, în creștere. Mai multe persoane în aceeași aeronavă. Deci, gândiți-vă că avem aeronave de 70 de locuri, avem aeronave de 126 de locuri, avem aeronave de 176 de locuri, care și cele mai mari Airbus-urile 320 de 250 de locuri. Deci, pe aeronave de genul ăsta, media iese deja peste 125,7 pasageri pe fiecare aeronavă. De aceea, creșterea, asta este o creștere naturală. Asta este creșterea pe care orașul o resimte tocmai din acest lucru. Faptul că pe acele curse sunt pasageri, traficul este în creștere. Pe măsură ce aduci curse noi, bineînțeles, traficul va crește și mai mult. Dar ca să aduci curse noi, trebuie să ai, 1, posibilitate de procesare în terminal și, 2, posibilitate de procesare la platformă. De aceea am început cu platforma, tocmai pentru că aceste T1 să pună și să poată prelua un trafic. Gândiți-vă că cu aceste T1 se făceau procesări de trafic de 40.000 de pasageri pe an. S-a ajuns până la 100.000 de pasageri pe an. Iar acum eu vreau să fac 40.000 de pasageri pe lună, în lunile de vară, pentru a prelua această creștere de peste 100.000 pe care o are. Deci la T3 să rămână 100 și de mii de pasageri, urmând ca toată diferența să o preia T1 în acest lucru. Bineînțeles, vom vedea în vară toate cursele pe orarul care vor fi. Astea sunt doar proporționale, discutăm astăzi ca spații. Deci, platforma este principala treabă. Haideți să vorbim despre platforma, pentru că știu că s-a intrat cumva pe un culoar care are deja un punct final în septembrie, ar trebui să fie gata, vă rog. Suntem în avizare la Consiliul Județean, luni este ședința CTE, ca să înțeleagă telespectatorii, rolul platformei este de a găzdui aeronave mai multe în același timp. Da, deci la momentul ăsta pot fi găzduite 8, mai facem încă 5 locuri. Din aceste 5 locuri sunt 4 pentru aeronavele pe care le vedeți deja, de tipul acesta Boeing 737, și o poziție de parcare este pentru aeronave de tip D, de la 240 de locuri în sus. Pentru că sunt momente în care primim aeronave de tip D, care sunt foarte mari, și atunci ea parchează pe 2 locuri de parcare odată, pentru că amvergura aia pe pilori este foarte mare. Deci avem un loc pentru aeronave de categorie D și încă 4 pentru aeronave de categorie C. 1. Pentru creșterea traficului. 2. Pentru a oferi posibilitate la platformă și celor de la Aerostar, care vor face un lucru extraordinar, vor aduce mentenanța la Iași. Astăzi nu reușim să facem mentenanța aeronavelor la Iași, ceea ce înseamnă că fiecare companie aeriană, când îi vine programul de mentenanță pentru fiecare aeronavă, trebuie să plece astfel încât să se ducă să-și facă mentenanța și să se întoarcă. De aceea, ceea ce înseamnă cheltuieli în plus, cheltuieli mari timp, pentru companii. Timp, absolut. Exact. Timp foarte mult, pentru că mă pleacă goală într-un loc, intră în programul de mentenanță, se întoarce înapoi și vine. Astfel încât ea într-o noapte se duce la hangarul de mentenanță de la Aerostar, își face lucrările. Dacă sunt lucrări mai mari, ea va fi scoasă pe o perioadă mai lungă, dar pentru verificările, ca să vedem așa exact cum facem și noi ca ceilalți, poate că e mai ușor de înțeles, ITP-ul la mașină.
Exact. Mergem la cu mașina în service, pierdem sau o jumătate revizie, de zi pe, la revizia respectivă, mai ales dacă mașina nu are probleme de ordin tehnic, el primește imediat și poate reintra în activitate. Așa și pentru ei. Intră seara în revizie, a doua zi deja poate fi pusă la dispoziție pentru zboruri. Altfel, gândiți-vă că ea trebuie să plece de la Iași după ce își încheie programul, să ducă acolo, să-și facă și să se întoarcă înapoi pentru a prelua pasagerii între timp o altă aeronavă vine să țină locul celei de acolo. Deci platforma are acum 9 locuri. Acum are 9 locuri și urmează să aibă, încă 5. Deci 14 din locuri. Septembrie anul da, viitor. Și bineînțeles vom face ca din locurile de parcare acum 7, 8, 9, cele care sunt pentru aeronave mici, vor fi 2 de parcare pentru aeronave mari. Deci vor fi 13 plus 1 mare, deci 13 de categorie C și 1 de categorie D. Cam asta e gândirea, astfel încât să putem să le procesăm. Deci, primul vă spuneam, obligația pentru a avea posibilitate ca companiile să vină la Iași, 2 pentru mentenanță Aerostar și 3 trebuie să luăm în calcul și dezvoltarea aeroportului pentru facilitate cargo. Avem un proiect și sperăm să demarăm în perioada imediat următoare acest proiect, pentru că ceea ce se vorbea despre facilitatea cargo la aviația utilitară este un proiect nefezabil. L-am preluat, am făcut DALI-ul, am văzut bugetul, am mers la companii, nimeni nu vrea să preia acel lucru și am hotărât că nu este corect să investesc 8 milioane jumate de euro să fac din acea aviație utilitară să inventez o facilitate deci să adaptez ceva la ce ar trebui și la final când el arată frumos, ceilalți să spună da, dar fluxul meu nu e cum trebuie și atunci nu vin să închiriez acel lucru. Și atunci am gândit un pic diferit acest lucru și vom veni cu un proiect în perioada imediat următoare. Lucrul la platformă când ar trebui să înceapă efectiv? Deci, noi mai avem două lucruri pentru a putea începe licitația. Primul lucru este acest aviz CTE și al doilea, avizul de la Consiliul Concurenței pentru ca... Avizul CTE înseamnă aviz tehnico-economic. Tehnico-economic. Ca să avem indicatorii tehnico-economici pentru investiția exact. Pe care vrem să o facem. Și al doilea este avizul Consiliului Concurenței, care trebuie să ne spună dacă garantarea unui credit pe care să-l facă aeroportul pentru această lucrare de către Consiliul Județean este sau nu ajutor de stat. A fost notificat Consiliul Concurenței încă de acum 3 săptămâni. Probabil în următoarele 10 zile până iese și avizul vom veni de acolo și în funcție de acest aviz vedem exact cum demarăm fondurile de cofinanțare. Noi am pregătit proiectul pentru fonduri europene. Dacă luni se finalizează CTE-ul și avem avizul Consiliului Județean, imediat după acest moment vom depune și acest proiect european. Numai că va trebui să contractăm un credit pentru a-l face în acest termen. Exact. Pentru că dacă așteptăm evaluarea proiectului, nu mai prindem aceste luni de iarnă în care putem face procedura de licitație pentru execuția proiectului și atunci, bineînțeles, se întârzie decontarea să se facă ulterior. Și atunci am luat în vedere acest lucru, am cerut avizul Consiliului Concurenței, în funcție de răspunsul care ne vine, primim răspunsul de la Consiliul Județean și atunci demarăm procedura pentru credite. Eu sper în acest an, deci în luna decembrie. Platforma este prevăzută acum de către proiectant la 53 de milioane de lei fără TVA. Ea urmând a avea aceste cifre analizate în ședința Consiliului Tehnico-Economic de luni. Deci, din acest punct de vedere, vom avea o sumă finală, vom ști exact cu ce mergem la licitație. Adică suma care va fi scoasă la licitație pentru execuția acestui proiect va fi cea care rezultă din acolo. Astăzi, pe hârtie, este 53 de milioane de lei valoarea acestei lucrări. Lucrare care, tehnic vorbind, se poate realiza în 6 luni de zile. Deci, dacă stăm și dăm timpul înapoi din septembrie până acum, am la dispoziție maxim 2 luni pentru a merge pe procedura de admitere, de licitație la construcții. Deci e foarte scurt timpul, dar sperăm ca lucrurile, dacă nu cineva se încăpățânează să conteste, să
cum avem noi. Vom urmări. Probleme. Mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru. Și eu vă mulțumesc și aștept pe toți ieșenii pe 11 la ora 15 la aeroport, la mini show aviatic al Iacărilor Acrobați și la sosirea lui Moș Crăciun cu o aeronavă Ferdinand al companiei Blue Air. Mulțumesc încă o dată. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem ca de obicei de marți până vineri de la ora 17:30. Acum vă urez o seară cât mai bună și un weekend plăcut.